Aseară, lângă racla cu moaștele Sfintei Parascheva, au fost așezate și moaștele domnitorului Constantin Brâncoveanu. Racla a fost adusă la Iași cu un elicopter, iar apoi a fost purtată de un sobor de preoți. Racla cu moaștele lui Constantin Brâncoveanu au ajuns aseară la Iași la ora 18:30. De la aeroport au fost aduse cu o mașină, iar un sobor de preoți împreună cu un alt preasfinția sa Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, au purtat racla pe brațe și au așezat-o pe baldachinul unde se află și racla cuvioase Parascheva. Un moment istoric, cred, în seara aceasta, momentul în care Moldova primește și pe domnitorul țării românești, primește și odorul acesta sfânt, un domnitor cu viață mucenicească, care a venit astăzi să ne binecuvinteze și să ne întărească pe toți în credință în aceste vremuri deloc ușoare pentru români. Oamenii veniți la Iași din toată țara să se închine la moaștele cuvioasei Parascheva au stat și azi noapte la rând și au așteptat să-și spună rugele la căpătuiul Sfintei. Pentru ce v-ați rugat? Să mă mântuiesc, să-mi dea Dumnezeu putere, să fac voia Lui. În cele 3 zile de până acum, pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva au trecut în jur de 80.000 de pelerini. Credincioșii veniți să se roage la Catedrala Mitropolitană, la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, sunt de părere că focul, dar și moartea femeii de 61 de ani care aștepta să se închine la Sfântă și nu a mai ajuns, sunt semne de la Dumnezeu. La Iași vor fi aduse și moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. La pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva s-au înregistrat 250 de cazuri medicale. Este vorba de persoane care au avut nevoie de intervenția medicilor prezenți în zonă, din care 16 au fost cazuri mai grave, persoanele ajungând la spital. Totodată s-au înregistrat și 7 incendii minore, situațiile fiind generate de lumânări aprinse care au căzut pe materiale inflamabile. Și oamenii legii au aplicat 50 de amenzi în valoare totală de peste 7.000 de lei pentru refuz de legitimare, cerșetorie, provocare de scandal și comercializare de bunuri fără documente legale, fiind înregistrate și 2 fapte cu caracter penal.